160 de ani de la înființarea primei școli militare, care a început formarea suboficerilor în Armata României, la 12 octombrie 1863, celebrăm nu doar trecutul nostru, ci și viitorul nostru comun. Aici fiecare elev a fost învățat nu doar să manevreze armele și să execute ordinele, ci și să gândească strategic, să fie loial valorilor și principiilor noastre și să își dedice viața apărării patriei. În încheiere, aș dori să le transmit un gând de recunoștință și onoare tuturor celor care și-au legat destinul de școala noastră militară de mari și militari și suboficeri. Suntem urmașii lor și suntem datori să le continuăm tradiția și să le onorăm memoria. Cu prilejul împlinirea 160 de ani, vă felicit și vă urez succes, sănătate, putere de muncă și tărie morală în îndeplinirea misiunilor ce vă revin. La mulți ani, semnează șeful statului major al Forțelor Terestre, general major Ciprian Marin. Suntem să rămâneți consecvenți preocupărilor dumneavoastră remarcabile de formare de noi promoții de mai și militari și suboficeri, foarte bine pregătiți și de modernizarea învățământului militar post-licean. Cu prilejul aniversării a 160 de ani de la înființarea școlii militare de mai și militari și suboficeri a Forțelor Terestre Basarabul I, vă felicit și vă urez succes, sănătate, putere de muncă și tărie morală în îndeplinirea misiunilor ce vă revin. La mulți ani! Semnează șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Comandantul Școlii Militare Basarabul I oferă în semn de respect și apreciere câte o plachetă de onoare cu semnele heraldice ale școlii. Domnului general major Marian Mazil, șef al Direcției Logistice din cadrul statului major al apărării. Picior!